Bună ziua! Sunt Tatiana Andrieș și astăzi vom lucra împreună un nou proiect. Va fi un proiect surpriză, va fi o jucărie amigurumi care ne poate fi foarte necesară pentru a face un frumos cadou de Sfântul Valentin, de 1 martie și chiar de 8 martie, sau dacă nu, un cadou pe care să-l facem pentru cineva drag, indiferent de ocazie. Pentru aceasta vom avea nevoie de... Eu folosesc firul Bravo, culoare alb și culoare roșie. Apoi vom avea nevoie de croșet. Voi lucra cu croșetul numărul 3. Vom avea nevoie de vatelină, de melană pentru a umple jucăria noastră. Vom avea nevoie de ochișori. Eu folosesc acest ochișor, dumneavoastră, dacă aveți ochișorii cu șurubul de siguranță, cu atât mai bine. După care vom avea nevoie de un ac cu gaură foarte mare, acul pentru cusut lână, un fir de macrame culoare neagră și, așa cum v-ați obișnuit în cea mai mare parte a lucrărilor mele, pentru că sunt în scop demonstrativ, eu folosesc lipiciul lichid. Fiind prezentate acestea, eu propun să începem să lucrăm. Și vom începe cu culoarea alb. Vom face cercul magic, în interiorul căruia, de această dată, vom lucra un număr de 7 piciorușe scurte. Știu că sunteți obișnuite de obicei cu 6, de această dată vor fi 7 piciorușe scurte. Facem modul în care dumneavoastră să puteți vedea bine ceea ce lucrez. 1, 2, 3, 4, 5, 6 și 7. Acum voi închide cercul magic, nu ne preocupăm de firul care ne rămâne, pentru că vom folosi, va rămâne înăuntru ca umplutură. Voi închide cercul magic cu picioruș alunecat și apoi, în corespondența fiecărui picioruș scurt, vom dubla, vom lucra două piciorușe scurte, astfel că la capătul rândului vom avea un număr de 14 piciorușe scurte. Și avem 2, 4, 12, 12, iar acum vom face ultimele două, ultima mulțire. 13 și 14. Așa.
Acum vom pune un fir despărțitor care ne va ajuta pe întreg parcursul lucrării noastre și vom lucra un picioruș scurt urmat de o înmulțire. În al doilea picioruș din rândul anterior vom lucra două piciorușe scurte. Din nou, un picioruș scurt urmat de o înmulțire. Astfel că la capătul rândului vom ajunge la un număr de 21 de piciorușe scurte. Noi ne vom întâlni la capătul acestui rând. Facem un picioruș scurt, o nouă mulțire și apoi ne vom revedea. Am ajuns la capătul acestui rând cu un număr de 21 de piciorușe scurte. Apoi vom continua lucrând. Două piciorușe scurte. 1, 2, iar în al treilea vom înmulți. Vom face o mulțire. Și vom continua. Un picioruș scurt, al doilea, apoi cel de-al treilea, unde vom face înmulțirea. Astfel că la capătul rândului vom avea un număr de 28 de piciorușe scurte. Noi ne întâlnim la capătul acestui rând. Iată, ne-a ajuns la capătul acestui rând, unde am lucrat două piciorușe scurte urmate de o mulțire și am obținut un număr de 28 de piciorușe scurte. Acum vom lucra 3 piciorușe scurte. 1, 2, 3, iar în al patrulea vom face o mulțire. Lucrăm din nou 3 piciorușe scurte, 1, 2, 3, iar în cel de-al patrulea o nouă mulțire. Vom continua astfel pe parcursul întregului rând, iar la capăt vom ajunge cu un număr de 35 de piciorușe scurte. Am ajuns la capătul acestui rând după ce am lucrat un număr de 3 piciorușe scurte urmate de o mulțire. Am obținut un număr de 35 de piciorușe scurte, iar acum vom lucra 7 rânduri de câte 35 de piciorușe scurte, deci 7 rânduri. Nu va fi nevoie de mulțiri, de nimic altceva. 2, 3, 4, 5 și vom continua astfel, făcând 7 rânduri de jur împrejur, 7 rânduri de 35 de ochiuri. Noi ne vom întâlni la capătul acestor rânduri. Am lucrat cele 7 rânduri de câte 35 de piciorușe scurte. Acum vom începe să scădem și vom lucra în felul următor: 3 piciorușe scurte, 1, 2, 3, iar acum vom face o scădere, o scădere ascunsă, așa cum știți. Vom lua doar prima parte a ochiului,
supărați, că văd un pic cam greu. Așa, deci am efectuat prima scădere și vom continua astfel pe întreg parcursul rândului, iar la capătul rândului vom avea un număr de 28 de piciorușe scurte. 2, al treilea, vom face o nouă scădere, și vom continua astfel până la capătul rândului. Noi ne vom reîntâlni la capătul rândului, unde, așa cum vă spuneam, vom avea un număr de 28 de piciorușe scurte. Am ajuns la capătul rândului după ce am lucrat 3 piciorușe scurte urmate de o scădere. Am obținut un număr de 28 de piciorușe scurte, iar acum vom continua lucrând 2 piciorușe scurte. Vom face o scădere iar apoi vom continua 2 piciorușe scurte. 1 2, o nouă scădere. Este foarte greu cu lumina artificială să văd. Să aveți un pic de răbdare. În felul acesta și dumneavoastră înțelegeți exact ceea ce lucrez. Și deci vom continua astfel pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul rândului ne vom întâlni cu un număr de 21 de piciorușe scurte. Am încheiat acest rând după ce am lucrat 2 piciorușe scurte urmate de o scădere. Dar acum vom continua lucrând un picioruș scurt și o scădere. Apoi vom continua din nou un picioruș scurt, o scădere, astfel că la capătul rândului vom obține un număr de 14 piciorușe scurte. Noi ne vom întâlni la capătul acestui rând. Am ajuns la capătul rândului după ce am lucrat un picioruș scurt urmat de o scădere. Am obținut un număr de 14 piciorușe scurte. Acum vom face un rând de 14 piciorușe scurte. 1 2 3 Fără să mulțim, fără să scădem. 12 13
spatele, acum va trebui să umplem jucăria noastră cu smelană. Deci vom folosi smelana și vom umple lucrarea noastră. Ne întâlnim după ce terminăm de umplut. Am umplut jucăria noastră cu melană, după cum vedeți. Interiorul este plin. Acum vom continua să lucrăm în felul următor. Vom face un picioruș scurt. Sper că se vede ceea ce lucrez. Un picioruș scurt. O mulțire. Apoi din nou un picioruș scurt, urmat de o nouă înmulțire. Vom continua astfel pe întreg parcursul acestui rând, iar la capătul rândului vom avea un număr de 21 de piciorușe scurte. Ne vom întâlni la capătul acestui rând. Am ajuns la capătul rândului. După ce am lucrat un picioruș scurt urmat de o mulțire, am obținut un număr de 21 de piciorușe scurte. Acum vom lucra două piciorușe scurte. Iar în al treilea ochi vom lucra o mulțire. Din nou 1, 2, urmat de o nouă mulțire. Vom continua astfel pe parcursul întregului rând, iar la capătul rândului vom obține un număr de 28 de piciorușe scurte. Noi ne vom întâlni la capătul acestui rând. Am ajuns la capătul acestui rând, unde am lucrat două piciorușe scurte urmate de o mulțire. Am obținut un număr de 28 de piciorușe scurte, iar acum vom lucra 5 rânduri câte 28 de piciorușe scurte. Deci vom face 5 rânduri. După ce vom lucra aceste 5 rânduri, noi ne vom reîntâlni și vom continua realizarea acestei jucării. Deci 5 rânduri de câte 28 de piciorușe scurte. Am terminat cele 5 rânduri de câte 28 de piciorușe scurte. Acum vom continua în felul următor. Vom lucra 2 piciorușe scurte. 1, 2, iar apoi vom face o scădere. Apoi vom continua din nou, două piciorușe scurte, o nouă scădere, este foarte greu cu această lumină artificială. Văd foarte greu, chiar și cu ochelarii. Așa, am reușit. Și vom continua astfel pe parcursul întregului rând,
iar la sfârșitul acestui rând vom avea un număr de 21 de piciorușe scurte. Noi ne vom întâlni la capătul rândului cu aceste 21 de piciorușe scurte. Am ajuns la capătul rândului cu 21 de piciorușe scurte. Acum vom continua lucrând un picioruș scurt, urmat de o scădere. Apoi din nou un picioruș scurt, o scădere. Vom lucra astfel până la capătul rândului, unde vom obține un număr de 14 piciorușe scurte. Picioruș scurt, o nouă scădere, iar noi ne vom întâlni la capătul acestui rând, deci vom obține un număr de 14 piciorușe scurte. După ce am lucrat cele 7 scăderi, pentru că sunt 7, și am obținut un număr de 14 piciorușe scurte, acum vom lucra scădere după scădere. Am umplut și corpușorul cu melană, după cum vedeți, și vom continua acest nou rând lucrând scădere după scădere. Astfel că la capătul rândului vom avea un număr de 7 piciorușe scurte. Vedeți, pentru că eu nu pot vedea și în computer. Aveți un pic de răbdare cu mine, pentru că veți vedea că merită, ceea ce va fi la sfârșit va fi frumos. Cum voi face ultima scădere, scoatem firul despărțitor, vom scurta firul, iar acum vom închide jucăria cu acul, prinzând fiecare fir. Vom închide bine și vom ascunde firul.
am încheiat corpușorul jucăriei. Voi scurta acest fir. Bucățelile, așa cum vă spuneam, întotdeauna le păstrăm, pentru că vom avea nevoie să umplem jucăriile. Iar acum vom continua lucrând urechiușele jucăriei noastre. Pentru aceasta voi face un cercul magic în care voi lucra, dacă se vede bine, voi lucra un număr de 6 piciorușe scurte. Avem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vom închide cercul magic cu fir alunecat. Din nou o să aveți răbdare cu mine până prind. Deci am făcut fir alunecat sau picioruș alunecat, cum vreți dumneavoastră să-l numiți. Iar acum, în corespondența fiecărui picioruș, vom dubla și astfel că la capătul rândului vom avea un număr de 12 piciorușe scurte. Deci avem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 și 12. Acum vom pune din nou firul nostru despărțitor și vom lucra un picioruș scurt urmat de o mulțire. Un picioruș scurt, o nouă mulțire. Un picioruș scurt, o mulțire. Un picioruș scurt, o mulțire. Picioruș scurt, o nouă mulțire. Au început să sosească mesajele de noapte bună. Eu o să-mi cer scuze de la dumneavoastră. În seara aceasta, cu lucru, nu voi reuși să vă răspund. Sper că fetele care sunt administratori să se ocupe de aceasta. Acum am obținut un număr de 18 piciorușe scurte și vom lucra două rânduri de câte 18 piciorușe scurte. Deci fără mulțiri, fără scădere, 18 piciorușe scurte, două rânduri. Noi ne vom întâlni când vom termina aceste două rânduri. Am terminat aceste două rânduri de 18 piciorușe.
acest fir care ne-a rămas, care îl avem de la începutul lucrului, îl vom pune înăuntru, vom pune în două lucrarea noastră și cu croșetul vom închide urechiușa. De ce trebuie să-mi facă mereu probleme acest croșet? Îl spun eu, pentru că este greu să lucrez cu aceste croșete, nu sunt ca ale noastre de acasă. Deci voi prinde de o parte și de cealaltă. Știți foarte bine că eu nu sunt în România, pentru fetele care nu știu încă, vă spun acum, lucrez în Italia și hobby pentru a mi ocupa timpul liber este lucrul de mână. Tot ceea ce ține de lucrul de mână. De asemenea, vă spun că voi face și câteva lucrări în publică, pentru că sunt și doamne care doresc și acest tip de lucrări. Deci am încheiat urechiușa, acum voi tăia firul, îl voi lăsa un pic mai lung, pentru că vom avea nevoie pentru a coase urechiușa. Cred că după modul în care am lucrat urechiușa, ați început un pic să vă dați seama despre ce este vorba. Între timp, eu am lucrat și chiar de-a doua urechiușă, deci avem două deja. Încet, încet, părțile componente ale jucăriei încep să apară. Acum, ce voi face? Voi începe să lucrez gurița, potișorul jucăriei și voi face din nou cercul magic. În cercul magic voi lucra din nou un număr de 6 piciorușe scurte. Deci am 1, 2, 5 și al 6-lea. Vă cer scuze și pentru vocea mea, pentru că sunt doamne care vor să vorbesc mai tare, însă acesta este tonul meu normal de voce. Doar dacă mă enervez, pot să ridic glasul, dar nu are rost să mă enervez. Acum vom dubla. În fiecare piciorul scurt vom lucra două. Deci, la sfârșitul rândului, vom avea un număr de 12 piciorușe scurte. Două. 6 8 și 12. Așa. Acum
Vom pune firul de spărcitor, pentru că vom avea nevoie de el, și vom lucra. Trei piciorușe scurte. Iar apoi voi face trei mulțiri, una după alta. Vedem. O mulțire. A doua. A treia. Iar apoi voi continua cu trei piciorușe scurte. 1, 2, 3, urmate din nou de trei înmulțiri. 1, și a treia. Și astfel am obținut un număr de 18 piciorușe scurte. Acum voi face un rând de 18 piciorușe scurte. Voi porni pe aici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 și 18. Scoatem firul despărțitor. Așa, scurtăm. Lăsăm o bucățică mai lungă pentru a reuși să coasem apoi botișorul și încheiem lucru. Și am realizat și boticul jucăriei. Acum vom continua cu mânuțele. Aici vom începe cu culoarea roșie. Pentru că, așa cum spuneam, poate fi foarte bine folosit și ca un mic cadou de Sfântul Valentin, să adăugăm și un pic de roșu. Și vom face 6 piciorușe scurte în cercul magic. 1, 2,
3, 4, 5 și al 6-lea. Voi închide cercul magic cu piciorul și alunecat. Iar acum vom dubla în corespondența fiecărui ochi, vom face două ochiuri și astfel că la capătul rândului vom avea un număr de 12 piciorușe scurte. 2, 4, 10 și 12. Acum vom intercala culoarea albă. Vom pune firul alb. Și vom lucra trei rânduri, de câte 12 piciorușe scurte. Deci 3 rânduri de 12 piciorușe scurte. Noi ne vom întâlni când vom termina de lucrat aceste 3 rânduri. Am terminat cele 3 rânduri de 12 piciorușe scurte. Acum vom continua lucrând 3 piciorușe scurte. 1, 2, 3. Apoi vom face 3 mulțiri. 1, 2, a 3-a voi face din nou 3 piciorușe scurte. 1, 2, 3. Iar acum voi lucra de nou 3 înmulțiri. 1, 2 și 3. Și astfel am obținut un număr de 18 piciorușe scurte, cu care vom face un nou rând. Așa, deci vom face un rând de câte 18 piciorușe scurte. Ne vom întâlni la capătul acestui rând. Acum vom lucra 2 piciorușe scurte,
urmată de o scădere. Apoi din nou, două piciorușe scurte, urmată de o nouă scădere, vom continua astfel până la capătul rândului. Am ajuns la capătul rândului după ce am efectuat două piciorușe scurte urmate de o scădere. Voi tăia firul despărțitor și voi închide lucrul. Și astfel am lucrat și mânuța jucăriei noastre. Firele le-am introdus înăuntru. Între timp am lucrat și cea de-a doua mânuță, însă ceea ce doresc să vă spun este să vă uitați la comentarii, pentru că va fi o completare pentru mânuțe. Acum voi face piciuruțele jucăriei. Voi face în cercul magic un număr de 6 piciorușe scurte. Nu greșesc, nu fac cercul magic, ca să vă fie mai ușor dumneavoastră. Voi face 6 ochiuri de lanț. Va fi mult mai ușor. Deci am primul, așa, 1, 2, 3, 4, 5 și al șasele. Așa. Începând din al doilea, voi face 4 piciorușe scurte. Deci ne întoarcem, venim înspre bază. Aici, în ultimul, voi face 3 piciorușe scurte. 1, 2, al treilea picioruș scurt. Voi merge pe partea cealaltă și voi lucra 3 piciorușe scurte și voi prinde în același timp și această parte de fir. Deci voi face 3 piciorușe scurte, 1, 2, al treilea. Iar aici, în ultimul picioruș, voi face o înmulțire. Deci voi dubla. Voi avea 1, 2. Astfel am obținut un număr de 12 piciorușe scurte. Acum voi continua lucrând în felul următor. 3 mulțiri,
una după alta. De ce voi face? Una trei piciorușe scurte, una, doi, trei, trei piciorușe scurte, apoi voi face din nou trei mulțiri. Nu? Greșesc de aici. Una. A doua. Cea de-a treia mulțire, iar apoi voi face din nou trei piciorușe scurte. Unu, doi, al treilea picioruș scurt. Și astfel, de jur împrejur, am obținut un număr de 18 piciorușe scurte. Acum voi pune culoarea albă prin firul așa și voi atașa culoarea albă. Voi încheia acest ochi cu alb. Iar apoi voi lucra de jur împrejur aceste 18 piciorușe scurte. Le voi lucra cu culoarea albă. Voi face 3 rânduri. Deci trei rânduri de câte 18 piciorușe scurte. Iar noi ne vom întâlni la capătul acestor trei rânduri. Am terminat cele trei rânduri de 18 piciorușe scurte cu culoarea albă. Acum voi continua prin a lucra 6 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Apoi vom face 4 scăderi una după alta. Și avem 1, 2, 3,
Vom lucra restul de picerușe scurte. Rândului, acum din nou voi face 6 piciorușe scurte, 3 scăderi, 1, 2, și apoi vom lucra cele 4 piciorușe scurte care ne-au rămas. 1, 2, 3 și al 4-lea. Vom continua lucrând 2 piciorușe scurte, 5 piciorușe scurte, scuzați, sunt deja obosită, și 2, 3, 4, 5, iar acum voi face 2 scăderi. 1, continui cu cea de-a 2-a scădere. 3 piciorușe scurte care ne-au rămas până la capătul rândului. 1, 2, 3. Scot firul despărțitor pentru că nu mai avem nevoie de el. Voi face cel de-al 3-lea picioruș scurt. Iar aici vom tăia firul și vom închide lucrul. Lăsăm o bucățică de fir mai lung pentru că va fi nevoie să coasem. Așa. Acestea sunt părțile componente ale jucăriei. Eu, pentru că am depășit deja timpul de o oră, voi închide aici acest tutorial și voi începe imediat următorul, în care vom monta jucăria. Ne vom reîntâlni foarte, foarte curând.